Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragi prieteni care sunteți pe recepție și ne ascultați acum, dacă tot s-a reparat centrala, vreau să vorbim un pic, vreau să vă rog să vă gândiți la un lucru. Faceți o comparație între felul în care trăiți acum și felul în care trăiați în urmă cu, să zicem, 10 ani, 15 ani. Simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10-15 ani? Sincer, pentru că datele oficiale arată că nivelul de trai în țara noastră a crescut semnificativ în ultimii ani. Astea sunt datele statistice. Știți cum e statistica asta? Dacă stai cu o parte pe un bloc de gheață și cu o parte pe un cuptor, înseamnă că în medie ești la temperatura corectă. Dar datele așa sunt și se și vede cât de cât că lucrurile s-au schimbat. Eu când m-am mutat în Corbeanca aveam un magazin Mega. Acum a rămas, nu doar că a rămas ăla, care s-a mai și extins un pic. S-au mai făcut și două Lidl, un Penny, un Carrefour, un mall de ăsta care însoțește unul dintre magazine Carrefour și peste drum de DN1 s-a făcut și un Kaufland. S-a mai deschis acolo și Terme. Și sunt la mașini de nu poți să te mai miști în Corbeanca. Și s-au construit și o mulțime de case. Da, poate că ăsta este un loc în care s-a concentrat ceva bogăție. Nu spun. Adică sunt convins că nu toate locurile din România e așa. Când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, când a intrat țara noastră, România avea o putere de cumpărare de 44% din media Uniunii Europene. Acum România a ajuns la aproape 80% din puterea de cumpărare medie din Uniunea Europeană. Mm. Trebuie făcută o precizare. Bunăstarea asta se concentrează în câteva orașe mari, cum ar fi București, Cluj, Timișoara, Iași, dar e mult mai subțire restul teritoriului dacă s-a mișcat. În mediul rural, în foarte multe locuri, este sărăcia de pe lume, dar populația din mediul rural este totuși în scădere. Bucureștiul, de exemplu, are o putere de cumpărare de 2,5 ori mai mare decât media națională, arată un raport BERD. E adevărat, în București sunt și prețuri mai mari, ca multe alte locuri. Primarul din Budapest a făcut zilele trecute o referire înciudată la cea mai recentă cercetare Eurostat, conform căreia, pe baza veniturilor raportate la paritatea puterii de cumpărare, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană, în timp ce România se descurcă deja mai bine. Deci nu că i-am depășit pe bulgari. Frate, i-am depășit. Da, dar crezi că în România contrastul e uluitor. Sunt contraste foarte mari, da. Adică, uite, în vacanța asta am văzut niște locuri pentru care nu cred că a contat foarte mult că am intrat în Uniunea Europeană. Exact. Adică sunt foarte departe de Uniune. Da. În timp ce în București e Vegas, de multe ori. Sunt și multe orașe în această țară care sunt orașe doar cu numele. Uh-huh. Ele, de fapt, sunt niște comune abandonate în care mai trăiesc doar câțiva oameni, da, care nu au niciun fel de industrie, exact, acolo, nu produc nimic. Deci contrastul cred că e mai mare decât oriunde în Uniune. În care majoritatea persoanelor care încasează un salariu sunt, de fapt, angajate la stat, la niște servicii locale de administrare, la primării și serviciile primăriilor, care sunt finanțate de la bugetul central. Pentru că fără banii ăia ar fi în faliment imediat. Ah, și bulgarii cred că sunt în aceeași situație. Acum drumurile noastre spre Grecia, da, confirmă lucrul ăsta. Uh-huh. Sunt locuri uitate de lume și acolo. Adică cred că România și Bulgaria se țin de mână inclusiv la genul ăsta de statistică. Bun. Sondaj 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe WhatsApp, audio dacă vreți, mai scurte așa până în 30 de secunde, 0728 3D1 3D2. Sincer, simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10 ani? Sunteți cât de cât așa optimiști sau n-aveți niciun motiv să credeți că lucrurile vor merge mai bine? 0372 069 599. Și cred că ar trebui să nu ne comparăm cu vestul în momentul ăsta, ci cu noi. Pur și simplu cu noi. Adică discuția asta să fie despre noi. Cum eram noi acum 10, 15, 20 de ani. Cum eram acum 10 ani. Și să evităm să comparăm cum erau și alții acum 20 de ani și să comparăm la nesfârșit chestia asta. Eu acum 10 ani aveam televizor pe lămpi. Da, nu era de la cutub CRT. Era exclusiv vina ta că tu ești pe lămpi și vedeai mai bine. Statisticile arată că nivelul de trai a crescut semnificativ în ultimii ani în țara noastră. Când am intrat în Uniune, aveam o putere de cumpărare de 44% din media Uniunii Europene, asta în 2007. Acum România a ajuns la aproape 80% din puterea de cumpărare medie din Uniunea Europeană
Și asta este o medie în sine. Deci înseamnă că unii trăiesc binișor, au peste media de cumpărare din Uniunea Europeană. Întrebarea pentru voi, dacă simțiți că trăiți mai bine sau mai rău ca în urmă cu 10-15 ani. Mulțumim pentru mesaje și telefoane multe. Începem cu mesaje. Salutare, eu, Valentin sunt. Cine zice că nu s-a schimbat nimic în ultimii ani, minte. S-a schimbat. Înainte nu-ți permiteai o mașină, chiar și second hand. Acum îți permiți. Sunt multe chestii care s-au schimbat și o să se schimbe, sper, în bine. Problema este ce dă la schimb și cât de mult se putea face față de ce este. Bună observație. Bună observație. Câți bani s-au irosit din ce se putea folosi? Am citit recent că din PNRR zecile de miliarde de euro care ar trebui să fie folosite pentru creșterea României, guvernul nu reușește să folosească mai mult de 10%. Poate mai vorbim despre asta. Bună dimineața, la cât de multe farmacii și agenții de pariuri sunt în localități, eu aș spune că trăim mult mai rău, iar o societate prosperă este în primul rând o societate sănătoasă și educată, ceea ce noi nu avem. Cătălin Manea, sunt din Bucșan, Dâmbovița. Bună observație. Sunt mulți bani pe piață, asta spune el, dar la ce sunt folosiți, de fapt? Călin, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Părerea mea este că o ducem mai bine, în mod evident. Da. Și anecdotic, vineri am constatat în trafic cât de mirat sunt să văd circulând o Dacia 1300. Bravo, da. Voi le mai țineți minte? Da, domnule, țin minte. Este un domn în Corbeanca, are un Trabant. Cumva, cred că avem... El pleacă din Corbeanca atunci când mă întorc eu. Și e un tip tânăr, dar e un Trabant, cum să spun, un Trabant care cred că e ăla de pe vremuri, pentru că face un fum albastru în spate, mi se pare o apariție de exotică formidabilă. Și vreau să vă mai zic un lucru. Eu lucrez pe Valea Slănicului, un afluent al Buzăului. Da. În ultimii 10 ani a dispărut terenul neconstruit. Case. Este o localitate continuă pentru 55 de kilometri, de la Buzău spre munte. Da. Nu putem spune că trăim mai rău. E adevărat, primul mesaj e perfect adevărat. Am fi putut fi mult mai departe fără... Dar calitatea vieții? Calitatea vieții, din punctul meu de vedere, este mult mai bună. Avem mai multe farmacii să ne tratăm. Faptul calitatea că nu existau înainte nu înseamnă că eram mai sănătoși. Da, și asta e corect. Dar știi, asta nu înseamnă neapărat. Adică, bun, da, ai o mașină mai bună, dar sunt și drumurile mai bune? Ai o casă mai confortabilă, dar... Puțin mai bune sunt. Și serviciile publice puțin mai bune sunt. Fata mea la școală, de exemplu, are acum o tablă electronică. Noi n-am fi visat așa ceva. Corect. Medicina. Au început să apară doctori tineri cu cabinete dotate până și într-un oraș de 80.000 de locuitori, cât are Buzăul real. Da, dar pentru că calitatea te trage... Calitatea vieții este mai bună, dar nu atât de bună cât ar fi putut să fie. Asta e adevărat. Progresul are în sine o anumită putere de atracție după el, adică atunci când progresează țările care sunt mai avansate, vestul, te trag după ele. Dacă acolo toată lumea folosește table electronice la școală de 10 ani, normal că ajung și aici. Întrebarea este, calitatea educației a crescut sau suntem la fel sau mai rău? Pe de altă parte, ce catastrofă ar fi fost să spargem o tablă electronică în vremea noastră. Florin, bună dimineața! Neața! Bună, Florin! Alo? Florin? Florin? Alo. Dacă ne auzi, da. Te rog. Da, eu vă aud. Da. Depinde unde alegem să ne poziționăm. Mă refer la modul nostru de abordare a lucrurilor, la gândire. Da. Spre exemplu, acum o săptămână m-am întors dintr-o călătorie din Polonia și am tranzitat Ungaria. Da. Acum 10 ani, cum a spus dumneavoastră, sau poate chiar mai puțin, 7, 8, 10 sau mai mult, când treceam prin Ungaria, deja când intram în primul stat, wow, atrăgea. Vedeai diferența. Case, da. Case îngrijite, nu exact, mai e diferența da. Așa mare, zici, nu? Asta zici. Nu, mi se pare că sunt mai jos. Interesant. Se face, da. Mulțumesc mult, se face turism de cumpărături din Ungaria în România, la graniță, sunt multe mărturii în sensul ăsta. Apropo de mersul prin țară, am fost până la Călăraș în weekend. Câmpul arată foarte bine și spre deosebire de ce se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, nu mai vezi, sau aproape că nu mai vezi, porțiuni bălării lăsate de izbeliște, bălării. Acum totul este cultivat, îngrijit, aranjat. Mesaje mai avem. Salut băieți! Marian din Elveția vă deranjează.
Păi, dacă a spus mai devreme că datoria externă a României a crescut la peste 50% din produsul intern sau ceva de genul, cum v-ați exprimat, momentan o ducem bine, ca acum 10 ani. Întrebarea este cum o să o ducem peste 10 ani. Da, foarte bună observația asta. Dacă sunt în Elveția... Foarte bună observația asta. Întrebarea este, trebuie să ne gândim cât anume din această bunăstare pe care o simțim, mai mult sau mai puțin, cât din această bunăstare se datorează traiului pe credit și pe împrumuturi pe care le face statul român aruncând bani pe piață. Eu acum 10 ani terminasem facultatea, căutam job oriunde, orice. E, acum 10 ani mai târziu am un job foarte bun, am o familie și am un salariu care mă ajută să am o viață bună. Acum 10 ani părinții mei mă ajutau încă când eram la facultate, mama fiind vânzătoare la piață și tata șofer. Deci nu pot să compar, nu prea am cum să compar, trăiesc mult mai bine, da. Și... Da, Zacusca de pe vremuri. Hey. Zacusca de student. Bio. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.